Aproximativ 1900 de copii din 5700 cât s-au înscris la examenul de bacalaureat în Hunedoara sunt din Valea Jiului. Centrul zonal de examinare este la Colegiul Economic Hermes, iar examenul începe luni. Potrivit inspectorilor, în fiecare zi unul dintre ei va fi în zona Văii Jiului și posibilitățile de fraudare sunt aproape de zero. Da, absolut. În fiecare zi vom avea câte un inspector de specialitate de la Inspectoratul Școlar Județean care va monitoriza fiecare centru de examen. Dar nu plecăm de la premisa, bineînțeles că directiva este și ideea de bază, fraudă zero, dar asta nu înseamnă că vom porni de la ideea că elevii au astfel de intenții. Niciun părinte însă nu a vrut să fie de față în timpul examinării, așa încât absolvenții vor fi supravegheați doar de dascăli. În primul rând, la probele de competențe, vorbesc la cea de comunicare în limba și literatura română, la cea de comunicare într-o limbă de circulație internațională și la competențele digitale, probele sunt publice și părinții pot participa. Din păcate spun, până la 1 iunie, asociațiile de părinți constituite în mod legal sau ONG-urile care aveau obiect de activitate educația nu au solicitat pentru examenul de BAC acreditarea niciunui observator din partea acestora. Și atunci la probele scrise părinții nu vor putea participa la organizarea și desfășurarea acestui examen de bacalaureat. Listele cu intervalul orar la care este așteptat fiecare candidat înscris vor fi afișate la liceele la care au învățat și de luni începe examinarea propriu-zisă în ordine alfabetică.